La telefon este Marius Avran și vorbim despre acea fază în care Universitatea Cluj putea primi un penalty, nu l-a primit, vedem dacă trebuia să-l primească. Marius Avran, bună seara! Bună seara! Păi hai să vorbim. Ce s-a întâmplat aici și cam ce trebuia să se întâmple? Este una dintre cele mai clare lovituri de la 11 metri nedate de când avem sistemul ăsta VAR. Știți că e o emisiune tot timpul, vă spuneam despre faptul că cei din cabina VAR, ca să intervină, trebuie să fie ceva clar și evident, spune da. UEFA. Clear and obvious. Da. E bine, aici fundașul încearcă să joace mingea. Din cauza terenului alunecos, nu-și mai poate controla alunecarea și cu piciorul stâng, cel pe care îl lasă în spate, acel trailing leg, iată, iară folosesc terminologia de la UEFA, piciorul care rămâne în spate, îl ia cu fulgi cu tot pe atacantul celor de la Ucluj. Deci este un fault evident. Inițial am văzut că și comentatorii se întrebau dacă jucătorul la fundașul a jucat sau nu mingea. Dar să știți că prin decizia pe care a luat-o arbitru de a lua lovitură de la poartă, da, el nu a luat în calcul niciun moment că ar fi putut să joace mingea, pentru că altfel ar fi dat o lovitură de la colț, nu lovitură de la poartă. Sau deci poate a jucat mingea și după aceea s-a atins de clujen. Și vă spun că la genul acesta de fază, chiar dacă el atingea un pic mingea cu piciorul, fundașul, da? Este un fault evident. Faptul că el ar fi atins mingea nu ar fi anulat această fault clar. Îl ia efectiv cu fulgi cu tot. Deci nu poate niciun jucător să joace mingea în orice fel pe terenul de joc, fără să țină cont și de prezența adversarului. Bun. Dar centralul Barbu nu dă penalti. Scuze-mă. Centralul Barbu nu dă penalti. În VAR nu se vede? M-a surprins, analiza a fost foarte rapidă și probabil au avut și ereloile pe care le avem și noi, nu? Că nu-mi imaginez că au altceva. Dacă eu văd această fază pe care o prezentați acum, în care piciorul stâng al fundașului efectiv îi pune piedic adversarului din spate în mod clar, nu cred că ar fi avut niciun motiv. Am tot încercat să le găsesc o scuză. Nu știu, ori sunt prieteni și nu vor să se, nu știu, să se bage unul pe altul, dar eu vă spun, eu le-am mai spus lor, că am mai vorbit cu ei. Își fac rău singuri dacă nu se ajută. Unii dintre ei nu înțeleg că, de fapt, a întoarce o fază înseamnă a-l ajuta pe colegul tău, nu înseamnă a-l îngropa. Bun, deci aici ar fi trebuit să intervină în mod clar pentru că este o fază evidentă de fault. Am mai auzit teza că clujeanul pune piciorul acolo ca să caute contactul, dar nu e cazul, pentru că el are dreptul să protejeze mingea. Nu e cazul. Sunt acele faze în care, într-adevăr, unii atacanți întind un picior în lateral într-un mod nenatural, într-o alergare nenaturală, încercând să scoată un faul, să facă fundașul să intre în el. Dar aici este în lupta pentru minge. El întinde piciorul la minge, către minge, și apoi este luat cu pulși cu tot de către adversar. El întinde pur și simplu pentru a proteja mingea pe distanța lui de alergare. Nu este un pas din acela în lateral, evident nenatural. Deci, părerea ta, penalti clar, da? Și VAR-ul trebuia să intervină dacă Barbu nu a văzut. Și VAR-ul în această fază trebuia să intervină. Bun, ce facem? Aici e clar. Ce facem cu faza de cartonaș roșu pentru Barbu? Da, aici Marian Barbu a fost un pic ghinionist. Că i-a venit din lateral, așa, din spate, un pic jucătorul. Dar să știți că el meciul ăsta a avut mai multe situații în care, nu știu, n-a apărut în apele lui așa. A mai fost o fază la care l-a lovit mingea. Da. Și după ce l-a lovit mingea, că nu lovitul mingei în sine, se mai întâmplă, dar după ce l-a lovit mingea, el certa el jucătorul, gen spunându-i, ce vrei să fac? Păi nu, tu trebuie să dai la o parte sau dacă te lovește, trebuie să fii calm. Deci zici, scuză-mă că l-ai întrerupt. Deci l-am simțit un pic tensionat și pe Marian Barbu. Probabil marcat de accidentul acela în care știa că este în evidență părgându-i fuza unui jucător. N-am mai văzut așa ceva pe teren. Sau mă rog, nu mi-amintesc. L-a lăsat cu buza umflată. Exact, a rămas cu buza umflată, da. Marius Avram, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Seara bună. Mulțumesc și eu, seara bună. Numai bine. Mergem să-l ascultăm pe Neluțu Savo. Un rezultat de egalitate, nu știu, e un punct câștigat, ca să folosim clișee, să începem cu clișeul ăsta, sau două puncte pierdute, cum s-a văzut din perspectiva dumneavoastră acest meci? Cred că și astăzi am făcut un meci destul de bun, atitudine bună, am încercat să am controlat în totalitate jocul, chiar pe un teren
destul de greu să ai posesie, dar am văzut preocuparea jucătorilor, atitudine bună și au dorit foarte mult să câștige. Am avut unele situații ne-a lipsit ultima pas, acolo trebuia mai mare concentrare. N-am ales soluțiile cele mai bune în zona careului, dar și datorită terenului. Da, ce să zic, îmi felicit jucătorii pentru că au muncit foarte mult. Până la urmă, asta contează atunci când dai totul, poți progresa și mergem mai departe cu încredere că putem să ne salvăm de retrogradare. Asta voiam să vă întreb, dacă sunteți optimist, lăsând la o parte rezultatul, adică da. Cum a arătat jocul în cele două meciuri deja? Sunt optimist pentru că jucătorii sunt foarte serioși, preocupați, se antrenează foarte, foarte bine, au arătat în două jocuri foarte grele că putem juca de la egal la egal cu voluntari, la fel și astăzi, chiar în unele momente am dominat adversarul, e să poate, e să avem mai multă încredere în noi. Sigur, vor veni până la urmă și rezultatele, pregătim următorul joc, să vedem. Da. Cum a fost și reîntâlnirea cu Galeria Rapidului, a avut și un mesaj pentru dumneavoastră? N-am auzit. A avut un mesaj grafic, nu l-ați apucat să-l citiți? Nu, n-am fost atent. În semn de apreciere pentru dumneavoastră. Da, așa este. Am petrecut 4 ani frumoși și împreună cu ei am câștigat 2 campionate și în continuare le port un respect deosebit. Ce urmează? Pentru că ați întâlnit 2 echipe grele, totuși, și Voluntariul și Rapid. Da, jucăm la Craiova, să vedem ce se va întâmpla și acolo. Pare rău, pentru că am înțeles că am avut și un 11 metri clar. Nu știu de ce n-a dorit să consulte VAR-ul sau nu știu, dar mă rog. E un alt subiect. Poate și o altă suprafață de joc ar arăta și mai bine jocul dumneavoastră, ce credeți? Da. Da, dar acestea sunt condițiile și mergem înainte. Vedem ce se întâmplă la următoarele meciuri. Pregătim bine în continuare, aceea seriozitate, implicare, pentru că arătăm bine. Arătăm bine ca atitudine, organizare, preocuparea de a juca fotbal până la urmă. Da, e ok. Mulțumesc! Aneluțu Sabo nu a vrut să insiste prea mult pe fază, ceea ce e absolut onorabil pe faza penaltiului, dar e convins că e penalti clar, așa cum am stabilit. Cred că avem unanimitate aici, ca la federație? Am avut unanimitate în momentul fazei, când am văzut-o. Deci da. Toți am spus penalti clar, fără VAR, fără nimic. Da. VAR-ul a fost consultat, că spunea Aneluțu Sabo, că nu știu de ce n-a fost consultat VAR-ul. VAR-ul trebuia să intervină dacă vedea ceva obvious. N-a văzut ceva obvious și iată și cadrele astea din spate și ele, evidente. Adică evidențiază faultul. Bun, hai să-l ascultăm pe Pănoiu. Pentru că a avut și câteva situații, nu știu, o ocazie foarte clară a lor. Noi am avut vreo 2-3 ocazii destul de bune, mai ales în a doua repriză, pe un teren jalnic, pot spune. Cred că e destul de corect rezultatul de egalitate. Acum e pentru voi ca jucători, că mă gândesc că aveți și acele dispozitive de monitorizare și tu dai o pasă care mingea ar trebui să se ducă unde trebuie și să oprește noroi. N-ați văzut în prima repriză când a dat Iani Stoica, a dat un șut la poartă și era pe lângă poartă 2 metri și s-a oprit în 3 metri de poarta noastră. Asta este. Nu avem ce să facem. Dacă a trebuit să venim să jucăm aici, jucăm, ne facem treaba și încercăm să scoatem ce e mai bun. Ți s-a părut că în anumite momente ale jocului totuși puteați mai mult sau hai să te întreb altfel? V-ați respectat poate puțin prea mult adversarul, că mi s-a părut că în anumite momente ați fost cam discret sau pur și simplu pentru că ei ieșeau la joc? Nu a fost vorba de un respect al adversarului, a fost vorba în primul rând, cred, de terenul care a fost foarte greu, nu puteam să ne facem neapărat un joc de pase foarte bun. Ei sunt obișnuiți cu acest teren din punctul meu de vedere și poate de asta le-a fost un pic mai ușor să se exprime. E până la urmă și un punct câștigat, nu într-o deplasare grea, nu? Adică poți să privești și din partea asta. Da, este un punct câștigat, v-am spus. Din punctul meu de vedere, cred că rezultatul este echitabil. Mulțumesc! Mulțumesc! L-am ascultat pe noi. Eu bineînțeles că suntem și în așteptarea altor reacții. Ba chiar în câteva momente o să ajungă la microfon și Dugan Gigi, de data asta nu mai reușește să înscrie. A avut o ocazie foarte importantă, dar să remarcăm, dacă tot vorbim de ocazii, să remarcăm și paradele lui Iliev, pentru că a avut cel puțin 2 foarte
Foarte bune. L-ascultăm pe Dugangici. În multe momente din meciul ăsta erai cam izolat pe acolo prin față. Erai și foarte supărat că trebuia să te retragi foarte mult. Cum a fost pentru tine că și suprafața de joc nu te-a ajutat deloc și coechipierii tăi s-au bazat aproape numai pe tine. Nu mai minci pe tine, dar erai cam singur pe acolo. Mie așa mi s-a părut. Yeah, I was... I think 0-0 was the most expected result on this pitch because cred că 0-0 era cel mai așteptat rezultat really pe un astfel de teren. That first league have pitch like this. Nu mă să cred că în prima ligă din România sunt astfel de terenuri. But this is the conditions we condițiile. Come to don't lose in the end. I think one point is good on cred on că this un punct pitch e bun, and, nu am pierdut. We have next two games at home, so we will try avem to win. Avem următoarele meciuri, două meciuri acasă. The thing what you say that I was isolat, was like this match. Spuneai că am fost izolat. Așa a fost meciul ăsta. One chance in first half was little bit too much mud. I have till the knee. The mud, but a fost cam mult noroi, aveam până la 0-0 and până la genunchi, a zis, a exagerat cel puțin. Poate că în anumite momente ale jocului, nu știu, poate că supărarea asta ta a venit și pentru faptul că tu, până la urmă, ești pivot, ești număr 9, protejezi și, de multe ori, parcă erau cam departe cu echipierii tăi. Mie mi s-a părut că și de asta erai puțin supărat, că poate că ați fost puțin cam defensiv în anumite momente, adică n-ați fost mai îndrăzneți. Yeah, it's true, but we also defend like one and... cannot go every match good for me in sense of we always attack, we always have chances. Match was like this from beginning. I give my nu best am fost, to help nu the team unul to defend dintre acele meciuri în care ataci foarte mult, ești tot timpul în ofensivă, mai trebuie să te și aperi, sunt like meciuri dintre astea de luptă. We will take this point and we will keep going. Mergem mai departe, am luat un punct. Din anul ăsta. 3 puncte cu, iată, o echipă totuși grea și un punct într-o deplasare grea. E ok? Sunteți mulțumiți? Yeah, I think we can be satisfied because da, we, cred că putem we take fi 4 satisfăcuți. Points. We are even much closer now to playoffs. And, suntem și mai aproape de play-off acum. 4 points, no lost game, no conceded goal in the end. Nu am primit gol, nu am fost învinși. With 4 points. Cred că e bine, 4 puncte. Da, Dugangici. Mister, cum a fost meciul în ansamblul său, dincolo de faza de penalti care trebuia acordat? Cluj a dominat, a controlat jocul, o prezență mai bună în terenul adversarului, o posesie superioară, au fost câteva ocazii, a intrat bine Haită cu Bălan, a fost ocazia imensă a lui Vlădoiu, ceea ce apreciez pe un teren, pe o suprafață de joc care nu avantajează echipa care construiește, echipa asta a continuat să aibă aceeași, să respecte planul și tactic și abordarea lui Sabou. Și ce este extrem de interesant este faptul că chiar dacă pe construcție ți-asumi anumite riscuri și deschizi, mai ales că Mutu stă foarte bine în teren, adică are o organizare foarte bună pe faza defensivă și este o echipă reactivă care poate să spună probleme, n-a reușit să surprindă. Adică în același timp a fost preocupată de construcție, dar a avut și o organizare de joc foarte bună Sabo. Arată foarte bine. Un rezultat echitabil, pentru că a fost și asta ocazia asta lui Costache, deci portarul Clujului a făcut, Iliev a făcut o partidă excelentă, da? De cealaltă parte, repede, a fost șutul lui Remacă și șutul lui ocazia asta. Da, lui Vlădoiu, care da. Aici intervenție foarte bună a lui Moldovan. Da. O intervenție cu piciorul ca portar de fotbal pe un astfel de teren e riscantă, dar bine, a fost soluția in extremis. A avut și Iliev una, înainte de pauză, tot cu piciorul, la ocazia lui Dugănci. Da, da. Aia a fost... Astea două, al lui Vlădoiu și Dugănci, cam asta a fost. Două din două, Iliev, adică randament bun. Da. Eu aș zice că meciul ne-a depășit puțin așteptări, sau cel puțin pe ale mele, ca efort, intensitate și... faze de poartă, că eu mă gândeam eu credeam că o să vedem un gol măcar, dar a mai fost și din greșeală al lui Săpunaru, mă rog, pe lângă poartă, dar putea fi provocatoare de pericol și cred că am survolat episodul penalti, pentru că până una alta e viciere de rezultat, sigur. Da. Nu știi dacă se marca. Penaltiul se mai și ratează. Mai ales pe noroi, nu știi. Mai ales pe noroi, dar da. E penalti clar, e adică penalti. E limpede, cu VAR, fără VAR.
Așa. În momentul în care tu ai și ajutorul ăsta electronic... Să spunem că la VAR, în camera VAR, Radu Petrescu. Radu Petrescu, hai să spun că nu e un debutant, e un arbitru cu un trecut. Ma, nu știm ce fel de trecut, sau mă rog, știm, dar nu vrem să spunem. Însă un om să cu zicem cu bune și cu rele. Și cu rele, da. Azi a fost cu rele. Da. Un om cu discernământ și cu competență în arbitraj vede imediat pe acolo. Poate au văzut, au interpretat ceva ce nu ne dăm noi seama și nici Marius Avram. Au fost și mai multe unghiuri. Da. Și hai că noi suntem diletanți. Da, Marius Avram e de meserie. Da, nu am argumente. Mie îmi place tot timpul să contrazic oamenii, dar de data asta nu avem ce să facem. La faza asta nu văd care este motivul pentru care nu s-a dat o lovitură de la 11 metri. Să vedem ce spune Bic, jucătorul... El a fost jucătorul facultat, nu? Sau, nu? Nu, parcă nu e. Oancea a fost. Oancea a fost. Bun, hai să vedem ce spune Ovidiu Bic. Bună seara, un rezultat de egalitate, mulțumiți, supărați. Sigur că se putea mai mult, dar până la urmă sunteți neînvinși în fața echipei de pe locul 4. Cum s-a văzut la voi? Bună seara, în primul rând, da, nemulțumit să spun așa, pentru că nu cred că ne ajută egalul ăsta foarte mult pe un teren impracticabil, practic, într-adevăr, ambele echipe am jucat pe același teren, aceeași suprafață, pe această suprafață, știți cum e, valorile se cam egalează și, păcat, ne doream foarte mult să câștigăm, cred că meritam să câștigăm în această seară. Cum a fost pentru voi? Pentru că multe mingi erau foarte greu de anticipat. Am văzut că se opreau în noroiul ăla acolo. Mă gândesc că pentru voi, mai ales jucătorii defensivi, a fost un coșmar, nu? Da, a fost destul de dificil să joci. Cred că ne-am adaptat, cred că, destul de repede la această suprafață și s-a și văzut. Pentru că n-am primit gol. Acesta este un lucru bun pentru noi, dar trebuie să luăm partea bună din acest meci și să analizăm și să mergem mai departe. 4 puncte, totuși, încurajator, nu? După primele două meciuri din anul ăsta. Da, 4 puncte din două meciuri. Suntem pe o pantă ascendentă de când a venit Mister Sabău. Încercăm să ne adaptăm la ceea ce spune dânsul și cred că și în această seară s-a văzut. Apropo de adaptarea asta, s-a schimbat și sistemul de joc. Am văzut că te-ai simțit foarte bine, că te-am și desemnat omul meciului. Te-ai simțit foarte bine în sistemul ăsta. Ai participat foarte mult la atacuri. Te simți mai bine, da, așa? Vă mulțumesc pentru aprecieri. Da, ne simțim mai bine. Adică cel puțin mă simt bine cu acest sistem și cred că ne-am adaptat foarte, foarte repede la acest sistem. Acum ne mai rămâne să adunăm cât mai multe puncte. O să avem un meci foarte dificil acum la Craiova și sper să aducem toate punctele la Cluj.